Credeți că în anul ăsta și jumate, care a mai rămas până la 2013, o să reușim să tragem mai mult din cât am tras în intervalul 2007-2011? Nu întrevăd niște schimbări spectaculoase. Să spunem că la nivel de ritm de contractare, poate că a crescut un pic ritmul de contractare, dar vom descoperi încetul cu încetul surprizele implementării proaste și a rezilierii de contracte. Un risc foarte mare, din păcate, din ce în ce mai mare, pentru că lichiditățile în piață sunt așa cum sunt. Însă și autoritățile, deci chiar statul nu mai poate susține cum trebuie prefinanțările, mecanismul de prefinanțare și chiar de rambursare. Există întârzieri și au existat tot timpul, din păcate. Asta e, s-a nimerit ca noi să fim și în plină criză financiară cu acest program, ceea ce a avut un impact enorm asupra modului în care s-au gestionat proiectele. Au existat chiar la un moment dat și meeting-uri pe tema asta, adică au existat ONG-uri care au protestat și companii, mă rog, mai puțin companii, dar ONG-urile chiar au protestat mai semnificativ, pentru că au fost aduși în situația de a nu putea continua proiectul din cauza faptului că rambursarea, mecanismul de rambursare nu a funcționat și dacă nu se întorc banii, un ONG nu are capacitatea, poate o firmă mai reușește, dar un ONG nu are capacitatea să susțină în continuare fără acea prefinanțare, fără replenishmentul acela să susțină proiectele și atunci, practic, conform contractelor de finanțare, proiectele se reziliază dacă, contractele se reziliază dacă beneficiarul nu le poate duce la capăt și nu poate atinge obiectivele, indiferent de comportamentul autorității de management. Celui care ar trebui să dea banii. Exact. Adică, practic, contractele sunt făcute de așa manieră încât responsabilitatea autorității de management este minimă. Și poate fi redusă chiar la zero, adică dacă autoritatea intră la un moment dat. Aceeași situație și în celelalte țări membre ale Uniunii Europene, mă refer în special la cele care au tras bani greu, precum Spania, de exemplu. Nu cred că situațiile nu se amintă. Cineva trebuie să răspundă la un moment dat și la noi, totdeauna statul este cel care răspunde cel mai puțin. Din păcate așa e și impune și reguli suplimentare, culmea, că noi avem talentul acesta ca pe lângă regulile pe care le impun mecanismele respective să mai adăugăm și noi câteva de la noi ca să îngreunăm puțin situația cetățeanului. Și e un adevăr acesta, că birocrația la noi e suplimentată față de ce ar fi trebuit să fie, față de reglementele europene. Dar n-aș spune, da, situația nu seamănă cu cea din celelalte state membre UE care deja au absorbit foarte mult din fonduri, cum ar fi și cazul Portugaliei, de exemplu, pentru care au avut o mare semnificație fondurile europene. Noi n-am avut, practic, nicio inițiativă, nu s-a creat în cazul în România niciun fel de mijloc de susținere, de sprijin al beneficiarilor pentru a putea accesa aceste fonduri. Asta e o primă eroare pe care a făcut-o, să spunem, statul român. N-a venit deloc în întâmpinarea beneficiarilor. Gândiți-vă, de exemplu, ce se întâmplă în mediul rural. Hai să spunem că în mediul urban mai există consultanți, mai există oarește experiență, lucrurile se desfășoară un pic altfel. Dar dacă vrei să faci ceva în mediul rural și noi acolo am fi avut multă nevoie de a face ceva și de a face o diferență semnificativă și era o șansă, acolo chiar ar fost nevoie de o implicare mult mai activă din partea autorităților și de crearea unor mecanisme, a unor, știu, chiar și dacă s-ar fi făcut sub formă de delegare de competență, dacă vreți, către instituții private. Fie că ar fost ONG-uri, fie că ar fost, dacă vreți, Camera de Comerț, nu știu, se puteau găsi soluții. Fie că ar fi fost chiar și companii private. Din câte știu, în Germania s-a creat la momentul respectiv, deja e un moment de mult trecut, se crease un organism de acest tip care funcționa într-un regim, cred că mixt, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că era un regim mixt, deci și girat de stat, dar și cu fonduri proprii, cum avem și noi instituții de tipul acesta, care avea rolul de a preselecta proiecte, dar la un mod foarte rudimentar, în sensul că oricine putea să vină cu o idee de proiect, care ar fi trebuit să fie foarte simplu pusă pe hârtie și dacă proiectul respectiv avea șanse, dacă avea
știu eu, anvergura necesară sau dacă constatau cei din organizația respectivă că merită investiția, sprijineau redactarea tuturor materialelor, punerea tuturor, redactarea cererii de finanțare și a întregii documentații, dacă era vorba de investiții, astfel încât să sprijine într-adevăr pe beneficiarul respectiv să facă treaba pe care și-a propus-o, pentru că până la urmă beneficiarii ar trebui să știe ceea ce știu ei să facă. Corect. Să-și facă meseria aia pe care o au.